Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, respinge categoric ideea înghețării salariilor bugetarilor pentru anul viitor, vehiculată în aceste zile de unii lideri ai opoziției care au citat dintr-un document trimis de guvern Comisiei Europene. Nu angajează absolut nimica, niciun fel de înghețare, pentru că economia românească este într-o perioadă de creștere puternică și această creștere a produsului intern brut nu este pentru a figura în statistici pe primul loc al clasamentului de creștere economică în Europa. Această creștere economică trebuie să se reflecte în puterea de cumpărare a cetățenilor. Discuțiile aprinse au pornit de la o postare a senatorului PNL, Florin Câțu, care a prezentat și un document trimis de ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, Consiliului European, în care se vorbește despre înghețarea salariilor bugetarilor pentru anul viitor la nivelul lunii decembrie 2018. Pentru a demonta minciunile așa zisului ministru al finanțelor publice, cel care se visează prim-ministru, vă prezint dovada că înghețarea salariilor în 2019 și neaplicarea legii salarizării unitare nu este un scenariu, ci o decizie luată de guvern și asumată la recomandarea Consiliului European, a scris senatorul liberal. Ministrul finanțelor Eugen Teodorovici a admis, citat de Digi24, existența documentului prezentat de senatorul PNL, dar a precizat că este un act care prezintă un scenariu aflat în lucru, doar o variantă posibilă.